Eu cred că nu o să-mi pice absolut nimic din chestul ăsta exact, absolut nimic, nu mi-a picat din primul chest. Aveam aici un chest extrem de șmechere ăsta. Și de aici, dacă nu cumva trebuie să-mi pice, sigur, ba nu. Bro, din asta nu trebuia să-mi pice și specială de aia, cum se spune, legendară? Stai așa că vedem acum. Ba da, uite, fix acum. Și? Bro, nu, ce e asta? Wild card. The fuck e asta, bro, de când nu m-am mai jucat? Ok, 257 de ăștia, dar cred că-i pot da la schimb dacă nu cumva, dacă n-am nevoie, uite, Battle Ram, dar nu prea eu folosesc Mirror, nici Mirror-ul nu prea îl folosesc și acum mare, mare, haide, haide, fiți antena și... Și, și? Bro, dar de ce? Hai că i-am dat în loc, dar... Bă, s-o băgat, oare să-l dau la schimb, ce spuneți, încerc? Prea târziu, deja am făcut-o, nu, nu peștele! Altul. Nu, nici asta, bro, vreau ceva nou, vreau ceva OP. Mega Knight, tu parcă merge, dar vreau ceva nou. S-a băgat o grămadă noi, mamă, spark, ia zic. Cred că fac cea mai mare greșeală din viața mea, uite, ăsta merge. Dar mai pot da de 3 ori. Știi ce, mă duc la risc. Uite, pe ăla nu l-am și nu știu, ba da, l-am și pe ăla. Și ultima dată și hai dăm ceva șmecher. Bro, Electro Wizard, hai că e ok. Numai că era fain și fantomița aia, dar eu prost. Nea, mi s-a dus. Și aici pe shop am 50.000 de bonus. Pot să-mi cumpăr. Uite, pot să-mi mai cumpăr. Bro. A, e buguit, am înțeles. Nea, putem să-mi cumpăr de aici un Electro Wizard. Bă, de pe aici nu prea văd să am ceva de cumpărat. Ia. Să-i dăm acum upgrade. 5.000 upgrade-ul. Haide, aia zic. Și acum hai să băgăm meciul ăla blană. Hai să-i rupem, bă, băieți. Avem numai legendare și chestii șmechere acolo, dar nu uitați să apăsați butonul de like dacă mai vreți episoade de genul, că doar așa ne putem da și noi seama. Și bă, sper să vă placă episoadele astea cu Clash Royale, cu Brawl Stars, cu chestii de genul. Ia să vedem, punem aici o... Punem așa, trebuia să pun aici, lasă că e ok, e perfect, ia să punem și... Bro, da, aia e OP... Aia e super OP, nici nu mai știu cum o cheamă, dar aia e super OP. Fii antenă că ăsta s-ar putea să mă bată rău de tot. Clar trebuie să mă bată ăsta rău. Stați așa să jucăm puțin strategic. Bro, pot să pun Mega Knight-ul ăsta aici? Hai că mai durează. Bro, cât damage dă ăla? Nu! Nu te cred, fii antenă că asta joacă numai cu counter pentru mine. Bro, Mega Knight-ul dă foarte puțin damage. A, aveam de ales. Bă, ce-o joacă asta, nu te cred. Apoi dacă am început așa meciurile mele. Bă, n-am mai jucat jocul ăsta de o grămadă de timp, nici nu mai știu. Nu-i bine, bro, deci... Kelvin, ești un transpirat, bă, du-te și mai spală-te. Nu-i bine, stați așa să mă gândesc, repede, ce să fac? Bro, dar nu știu ce, cred că am și un build foarte nașpa. Cred că îi devine și build-ul pe care l-am. Da, am înțeles. El o să-mi scoată fiecare carte, bă, și dă un damage, dar de ce îi are pe ăștia de aur? De ce îi arată cu galben la nume? Caracterele lui, care-i faza? Hai să încercăm, punem și noi ăsta, Fisherman sau ce-i naiba e. Bine că pui tu Valkyrie, mă, bine că ai Valkyrie, serios, acum uite, și pe ăsta l-are cu galben, de ce? Da, m-o spart în ultimul hal, bro, ceva îmi spune că nici nu voi avea ce episoade să vă pun. Nu te cred. Hai că atunci pun aici Magna Knight-ul și eu știu, uite, pun și o prințesă în caz de... Cam greu. Bro, are orice carte, mă, ca să îmi scoată mie, bă, cărțile, ești nebun? Deci îmi scoate fiecare carte. Uite puțin, na. Nu, n-am șanse, man. Ce-i cu ăsta? Și de ce-s ăștia cu galben? Ai hack, ha? Sau poate de la Battle, bă, la Battle Pass, sau ce are el? Clash Pass. Royal Pass, cred că se numește. Minus 28, stați să vedeți ce mă deranchează acum. No way, bă, bă.
Am dat cancel, bă băieți, că am vrut să-mi schimb și eu cărțile și n-a fază cum m-a băgat. Bă, sper că nici tu nu ești de la transpira rău de tot. Că dacă dau numai pe zi de ăștia, e clar, s-a dus tot episodul meu. Hai că am ajuns și eu pe turn, sau nu? Mi s-a dus toate speranțele, ești nebun? Mamă, că joacă cu Baby Dragon! Se mai joacă lumea Baby Dragon! Ok. Să mă gândesc acum ce să fac. Aveam nevoie de prințesă ca să dea de dinainte, dar merge. Uite, Electro, dacă aș putea, aș apuca să-l pun. Sau nu mai trebuie. Hai că e bine. Numai că ar fi trebuit să-i dau defense mai tare la turnul ăsta, bro, că mi-a dat și el cam același damage ce l-am dat și eu și cam nașpa. Nea. Bine că are Valkyrie, uite bă că are o Hog Rider, bă! Da, pe asta trebuie să-l pun mai încolo ca să mi-l tragă, nu te cred, no, mi-a luat turnul. Lasă, lasă, te țin eu minte. Bine că l-au tras acum, mă. Îți bat joc de mine. Hai că i-am luat și eu turnul. Ok, și atunci m-aș băga cu, cu Mega Knight-ul, m-aș băga aici pe turnul ăsta. Da, te-ai băgat și tu, bă. Mamă, dar el are level mai mare la Mega Knight, nu! Nu, nu, îmi dă mai mult damage, bro! Da, și-o pus și Baby Dragon, mă! Bă, ce om! Stop! Nu mai sări! Na, tot sărit, nu! Bro, au ăștia levele mai mari pe caractere decât mine, ești nebun? Na, și joacă și cu Hog Rider. Băi, vina deck-ului meu, am un deck extrem de prost și o să trebuiască să mi-l schimb. Asta e clar, o să trebuiască să mi-l schimb cumva. Hai, hai, știu că se poate. Se poate de... Bine că în deck-ul ăsta am numai legendare. Cred că doar legendare am, dacă nu cumva. Mamă, și iară pune Mega Knight sau nu? Fai de viața mea, stați așa că nu-i bine. Hai, bro. Nu te cred. Hai odată, băi. Nu te cred că iar am pierdut. Bro, se mai merită să te joci în 2023 Clash Royale? Bro, ăștia au maxat în ultimul hal, bine, n-am ce să zic, că dacă mă jucam și eu în continuare, poate reușeam și eu să-i mai maxez. Bro, eu ce deck-uri mai am? Nici nu știu dacă vreau să, să încerc să joc cu deck-ul ăsta. Ăsta, dar nu știu ce să zic, o fi bun ăsta, hai încercăm cu ăsta, dar bă, nu știu ce să zic de Lava Hound. Altceva în locul Lava Hound-ului... Ce aș putea pune, dar să fie la fel de bun. M-aș duce parcă pe... Nu, știi ce? Încerc o dată așa, dacă câștig cu Lava Hound. Și totul, ăștia mi-l pot scoate atât de ușor. Înseamnă că e bun Lava Hound-ul. Și sunt eu fraier. Știi ce? Pun așa și așa. Na, că joacă și asta. Ce naiba e ăla, mă? Îl știu, dar nu mai știu cum se cheamă. Și dă o grămadă de damage. Uite, oleacă cât damage o dat. Bă! Frate, the fuck damage-o dat. Eu nici dacă aș vrea nu dau atâta damage. Vezi că nu e vreo problemă. Bine, nu ar fi trebuit să mai dau acolo logo. Mi se pare că l-am dat fix degeaba, dar e ok, las că merge. Hai, bubui. Na, numai un oră o să bubui. Am înțeles. Aoleu. N-am prințesă, bro. Mamă, dar căsuța ăstora scoate câte 3? Dar nu mi-aduc aminte să fii scos mereu câte 3. În fine, nu mai contează. Știi ce? Nu o să-mi cheltuiesc acum elixirul. Voi aștepta să văd și eu care-i faza. Să văd ce mai pune și ăsta pe aici. Uite, să încerc să-i scot și eu giant-ul. Uai, copus, ăștia ce erau?
I-am prins și eu, cred, dacă nu cumva. Ok, hai că am pus chestia asta aici. Și vreau să o pun pe asta, Ram Rider. Ok, hai du-te acolo, dă-te în turn, sparge-i, adă-i morți. Bro, nu cred că mai face nimic, cred că vrea să și piardă, că văd că nu mai are în plan să facă ceva, sau... Uite bă că mai încearcă, dar nicio șansă că Brotonin lui e mai bun, bro, era din vina deck-ului, fiți antenă, vă zic eu, deck-ul era divină. Why Golden Chest? Hai mă că merge, nu e atât de rău, aia zic. Și aici ce am? Ah, Golden Chest, dar nu-mi pică nimic din ăsta, așa-i? Gemuri, ceva ce asta, Wild Card, cu X-Bow, cu Giant, Haiku, Legendare, Goblin Gang și Inferno Tower, bro. Bă, ar fi fain să facem un deck de ăsta foarte de defensiv, numai cu towere și chestii de astea, bă, ar fi super fain. Ne jucăm cu Andrew de data asta. Domnule Andrew, aveți ceva dispus în apărarea dumneavoastră că veți pierde acest match? Hm? Ia zi-ne. Ești pregătit să pierzi? Cred că și eu sunt la fel de pregătit să pierd ca tine. Știi ce? Hai că pun aici. Băi, dar ăștia nu sunt atât de OP, deci nu prea sunt chiar așa șmecheri. Cred că o să-i schimb, nu prea par a face ceva special. Bro, Valkyria aia, am scoate tot turnul, ești nebun? Bă, cât damage dau Valkyrie și am crezut că o scot ușor, că nici nu trebuie să mă chinui prea mult. Aici oare ce să pun? Dați-mi o idee, repede, da, am înțeles, am uitat, nu sunt live. Să așa că nu prea știu ce ar trebui să pun împotriva Baby Dragon-ului. E totuși un Baby Dragon, acum sunt doi, mama lor de Baby Dragon. Bro, și eu n-am nimic de aer, ești nebun? Nu te cred, n-am cu ce să-i dau. Bro, nu mai juca cu Baby Dragon, că acum am observat că n-am nimic, ca să te scot. Hai că e bine, da, pe naibă, e bine. Nu, what? Bă, cât damage dă. Știi ce, îl pun aici și te trage, așa-i? Dar nu cred că îți va da suficient damage. Bro, Valkyria aia dă un damage infernal. Și-o mai e și tank. Nu, nu-i bine, cred că, hai că, ba da, e bine. Ok, și îmi pun bandita aici. Și acum ar trebui ca bandita să spargă tot turnul, aia zic. Și acum trecem la turnul din dreapta, dar aș aștepta să fac și eu Lava Hound-ul sau... știi ce? Nu cred că mă risc cu Lava Hound-ul, că mai am de așteptat destul de mult. Voi încerca să dau aici un push puternic, cel mai probabil va pune arme skeletonul acolo, sau nu... Și totuși mă așteptam la asta. Așa că voi pune... Nu, ce? Bro, și l-am mai și tras. Nu, am pierdut. Dar de ce fix acum l-ai scos pe vagabondul ăla, mă? Tot meciul nu mi l-ai arătat, acum dintr-o dată îl pui, mă. Ăsta e hacker de ăla. Nu mă mai joc. Nu! Dar acum... Băieți, nu uitați să apăsați butonul de like, iar noi ne vedem cu de obicei în episodul următor, dacă o să mai existe și mai vreți, așa că ciao, le-ați, bă, bă.